Militarii Armatei Republicii Moldova și SUA participă în această perioadă la exercițiul Dragon Pioneer, desfășurat în premier în Republica Moldova. Autovehiculele americane au intrat în Republica Moldova, ele fiind întâmpinate de protestatari din Partidul Socialistului Pro-Rus Igor Dodon. Aceștia aveau pancarte împotriva Alianței Nord-Atlantice și au scandat afară NATO. De altfel, un grup de persoane au venit să-i susțină și să le transmită bun venit. Pe 9 mai, în piața Marii Adunări Naționale, se va desfășura o expoziție, unde vor fi expuse 36 de unități de tehnică militară, care sunt utilizate în cadrul exercițiului moldo-american Dragon Pioneer.